Bună ziua, prieteni! Sper că ne auzim, sper că ne vedem. E o zi de vineri importantă. Și sper că veți înțelege acest lucru după ce vă voi spune. Unde a fost Rizea? Două ore și jumătate. Hai, să fim exact așa. Vă salut pe toți! Și sper să ne strângem cât mai mulți aici, prieteni, pentru că am ceva important să vă comunic, să împărtășesc cu voi, cei care sunteți seară de seară alături de mine, cei care v-ați solidarizat cu proiectul pe care l-am lansat aici în Republica Moldova, alături de Vladimir Dachi, pe drumul acesta al adevărului. Aștept să vă strângeți mai mulți. Bună ziua tuturor, bună ziua, salutare Remi, te salut, n-am apucat să te mai salut în live-uri, îmi cer scuze, Marin, Andrei, Ion, Eșanu, te salut, Viorel, te salut, tati, mersi pentru mesajele pe care mi le-ai dat pe Facebook, Ludmila, vă salut pe toți dragii mei, Danic, Rodica, bună ziua tuturor, Andrei, mulțumesc mult, Marin. Salut, Victor. Salut. Da, dragii mei, sunt în față la Procuratura Anticorupție, de aici, din Republica Moldova, Chișinău. Hei, dragii mei, haideți că ne strângem aproape 200. Bună ziua, bună ziua, Lucia, bună ziua, Ludmila, în Italia, bună ziua, bună ziua, Cristi. Salut, Iurie, salut, Sergiu, Ana, mulțumesc, salutări la Roma, sper că e frumos la Roma, e vreme de primăvară, nu? Bănuiesc, la Fontana di Trevi, sau în Piața di Spania. Salut, Vadim, Cezaria, bună seara, Viorel, da, ai semnat pentru petiție, îți mulțumesc, Viorel, îți mulțumesc și vă îndemn pe toți prieteni să intrați să semnați petiția online, pentru că, în primul rând, pentru voi cei din diaspora am făcut acolo și pentru cei care nu puteți veni aici duminică, la ora 11, la Cafea cu Riza, în fața președinției Republicii Moldova. Prieteni, așa cum v-am promis, îi vom cere Maiei Sandu, președintele Republicii Moldova, să curețe odată pentru totdeauna toate instituțiile astea publice de funcționari corupți și incompetenți, care au dus în genunchi această țară și pe cetățenii. Asta îi vom spune duminică. Mulțumesc, Constantin, mulțumesc pentru mesaj. Salutare, Ion. Salutare, Călău Parașutelor, da? Felicia, bună, Felicia. Elena, mulțumesc mult pentru susținere. Igor, te salut. Haideți că am depășit 200, prieteni. Și vreau să împărtășesc cu voi ceea ce a făcut Riza acum în ultimele două ore și jumătate. Da, dragii mei, și mulțumesc, Alina, mulțumesc din suflet. Voi sunteți forța mea, prieteni, pentru că voi îmi dați motivul de a merge mereu mai departe. Ceea ce fac, nu mă las, prieteni, cu toate riscurile pe care mi le-am asumat, nu mă las. Până nu scăpăm de mafioții ăștia de aici, nu mă las. Și voi îmi dați acest imbold, știți? E exact ca unei flori. Când îi pui apă și crește, exact voi sunteți apa pentru mine. Și impulsul ăsta de a merge drept înainte, prieteni. Și vă aștept pe toți. Trimiteți-vă prietenii, rudele, dacă voi nu puteți ajunge, duminică la ora 11, haideți să arătăm că și noi contăm. Să nu mai zică mafioții ăștia, care au pus ei stăpânire pe Moldova, să nu mai ne calce pe noi în picioare, să râdă de noi, să ne umilească. I-ați văzut pe oamenii aceia simpli aseară la mine în emisiune? Își caută dreptatea. De câți ani de zile prin justiția asta? Ați văzut, prieteni? Oamenii simpli cum sunt umiliți? Hai măcar pentru ei. Să le arătăm că ne pasă de ei.
ne pasă de bunicii lăsați aici în țară, ne pasă de oamenii în vârstă, de oamenii necăjiți din Republica Moldova. Să arătăm că e cineva care se gândește și la ei, că nicio instituție a statului nu-i bagă în seamă. Nu? Familii dezbinate, familii distruse, le-au luat totul, prieteni. Așa cum au vrut mie să-mi fac atac Raider la identitate. Mama, atacul Raider suprem a fost la Riza, din partea grupării mafiote Plahoniuc Dodon. Ăștia care au luat casele bătrânilor, care au luat casele oamenilor cu dizabilități, invalizilor, cum a făcut ala Reșednicos. Ăștia care au furat firmele oamenilor care munceau cinstit și vreau să faibă și eu afaceri. Ăștia care au distrus familii și destine. Ăștia i-au luat și cetățenia, au vrut să ia cetățenia lui Riza. Au vrut, n-au reușit. Că Riza merge să se bate cu ei. Și luni voi termina eu și cu judecătorul ăsta, cu golanul ăsta, Aurel Postică. Că, prieten, toate procesele astea când le am, bă, niciun judecător până acum nu mi-a interzis să filmez. Și care mi-a interzis m-a rugat frumos. Bă, Aureliu Postică ăsta de la Buicani, coruptul ăsta al lui Plahoniu, că i-am găsit tot dosarul. O să-l recuz luni, nu o să accepte. Îl recuz și chem toți moldovenii. Dacă nu se acceptă recuzarea, chem toți moldovenii săptămâna viitoare în față la judecătoria Buicani. Ați-ai dracu de judecător corupt, mă dă pe mine afară și nu mă lasă să intru, prieteni. Nu mai îmi dă voie să-mi pledez. Să soarta acolo, să spun ceea ce am de zis. Vă dați seama, vă dați seama. Hai că ne-am strâns. Hai că ne-am strâns mulți, nu? 200 cât? 260? Hai, prieteni, depășiți 300 ca să vă anunțe Riza ceva. Că am văzut că vă doriți să aflați adevărul. Da, am fost la Procuratura Anticorupție de la ora 10 și un sfert, 10 și 20, până acum, prieteni. Și bomba care vă pregătește Riza a fost audiat ca martă în mai multe dosare. În mai multe dosare legate de dezvăluirile pe care le-am făcut în emisiune, dezvăluirile pe care le-am făcut moldovenilor, vouă, prieteni, lucrurile se adevăresc. A fost nevoie ca Riza să deschidă cutia Pandorei aici la Chișinău. Prieteni, n-am voie să comunic despre ce am vorbit și care sunt subiecții dosarelor care s-au constituit. Dar vă spun doar să priviți cu încredere la mine și la ceea ce va urma. Pentru că se anunță uraganul lui Riza aici la Chișinău. Prieteni, va fi uragan pentru toți mafioții, pentru toți judecătorii și procurorii și polițiștii corupției ai acestei țări. Riza declanșează uraganul. În sfârșit, am încredere. E prima oară când o spun. Am fost audiat azi în mai multe dosare. Prieteni, începe marea curățenie. Cred că Maia Sandu a înțeles că așa nu se mai poate. A înțeles că singurul aliat al ei este Riza și nimeni altcineva, cu excepția poporului moldovean. A înțeles că duminică îi solicităm să termine cât mai repede cu aceste instituții mafiote pline de corupție, să dea dreptate celor care au votat-o în mod covârșitor. Da, prieteni. Asta îi cere, să se implice, să fie un președinte activ. Activ și direct, să pună mâna direct pe sceptrul lui Ștefan cel Mare, de acolo, din Piața Marii Adunări Naționale. Astăzi, da, iată, cu două zile înainte de protestul pe care îl vom organiza duminică, în fața președinției alături de voi, am certitudinea, repet, e prima oară, prieteni, când simt că da, uraganul Riza va face ravagii la Chișinău. Așa că mafioților care v-ați bătut joc
și v-ați umplut buzunarele pe spatele moldovenilor, polițiștilor corupți, judecătorilor și procurorilor corupți. De azi încolo fiți atenți la meteo, că uraganul Riza vine și vă mătură pe toți. Vedem, prieteni, e o rază mare, nu o rază, sunt mai multe raze de speranță pe care le am din acest moment, de când am ieșit de la această instituție, Procuratura Anticorupție, unde, repet, am stat două ore și jumătate. Și veți vedea, nu pot să spun, mi s-a cerut asta și am înțeles și voi păstra confidențialitatea a ceea ce se pregătește. Pentru că da, se pregătește. Și cred că voi, în primul rând, veți fi cei care veți avea satisfacția faptului că nu luptăm degeaba. Că voi alături de mine contăm, da, prieteni. Și că ne vom pune amprenta împreună pe viitorul acestei țări. Da. Am această încredere, certitudine. De acum 20 de minute de când am ieșit din sediul Procuraturii Anticorupție. E greu, dar mergem mai departe pentru că nu suntem singuri, prieteni. Vă asigură Riza că de azi nu suntem singuri. Și în mod oficial. Dacă până acum eram doar neoficial, de astăzi e o bătălie grea. Însă nu pot să spun mai multe, dar e o bătălie foarte grea. Este o luptă în interiorul sistemului, cum nu s-a mai văzut de mult într-o țară care se dorește a fi Europa. Prieteni, în aceste clădiri, că aici mai e o instituție acolo, CNA și Procuratura Anticorupție, mai sunt pe strada asta și o judecătorie. Prieteni, în interiorul sistemului de forță, SISU, Procuraturi, PCCOX, Procuratura Generală, Anticorupție, CNE, prieteni. Sperăm să supraviețuiască din această luptă gașca cea bună, ca să spun așa, echipa, ca să folosesc totuși un termen corect, pentru că sunt unii care își doresc cu adevărat să schimbe istoria și să facă dreptate. Atât pot să vă spun, nu pot să divulg mai mult, dar e o bătălie în interior. Mamă. Sper că cei buni, știți, când eram mici și ne citeau bunicii noștri povești, sau părinții, ne spuneau, știți, de poveștile alea cu harap alb, cu domnitorii cei răi, cei, da? Cu... Era mereu o luptă și în poveștile astea pentru copii, cu cei buni, cei răi, nu? Astăzi e la fel. Și sper că până la urmă, la fel ca în istorioarele pe care le citeam și ni se citeau atunci când noi eram mici, să învingă cei buni. Atât pot să vă zic, e o bătălie care se duce acum în interiorul acestui sistem de forță al Republicii Moldova. Și da, am avut dreptate. Am simțit și prin informările pe care le primez zi de zi din structurile astea operative, mi-am dat seama și v-am spus de mult de asta. Dar n-am crezut că ea este atât de dură, pentru că astăzi am înțeles mai mult. Dar vreau să fiți siguri că Riza și voi contați în această bătălie, în care sper, prieteni, să înclinăm balanța odată pentru totdeauna în favoarea moldovenilor și a viitorului acestei țări.
Atât de aici astăzi. Vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de mine. De fiecare dată mă susțineți și, repet, înseamnă enorm pentru mine. Pentru că îmi dați motivul să merg mai departe. Distribuiți, prieteni, cât mai mult acest live. E singura noastră șansă. Astăzi am avut confirmarea că da, prieteni, contăm. Că pentru asta ieșim duminică. Repet, unde vă aștept pe toți. Acolo, în fața președinției Republicii Moldova, la ora 11, la Cafea cu Riză. Și fiți alături diseară pentru o emisiune așa cum vă place vouă. O emisiune care să înceapă, să continue, de fapt, schimbarea Republicii Moldova și să înceapă tăvălugul care se pregătește. Pentru că, v-am spus, nu pot să declar mai multe. Am datoria să păstrez confidențialitatea, dar cred că de azi putem spune că la Chișinău vine curând uraganul Riza. Deci va simți efectele uraganului Riza. Așa cum spuneam noi de... Ne uitam în istorie, citeam, nu, cu războaiele, cu naziștii, cu uraganul vine de la Navarone. Nu, prieten. Acum, sau cu bătălia aia, atunci cu tunurile de la Navarone, nu? Nu. Aici, la Chișinău, uraganul vine de la Riza. O să vedeți. De la Riza și de la voi, prieten. Voi, cei care... Nu v-ați lăsat și ați avut și aveți încredere în mine. Asta e. Ne revedem diseară, dragii mei. Ora 20. Nu uitați. Pe platforma de știri, pe portalul vostru preferat de știri, realitatea din moldova.md, pe YouTube, Spovedania lui Riza, și pe Facebook aici, Spovedania lui Riza. Fiți alături de Riza și de adevăr. O zi frumoasă tuturor, dragii mei. Ne revedem curând!